Mureșenii nu au reușit să repete performanța din tur când au învins formația de pe Bega cu scorul de 66-65. Deși după primele 17 minute BC Mureș avea un avantaj de 14 puncte, în câteva minute a reușit să risipească ecartul. După mai multe acțiuni reușite de fostul tigru Filip Adamovici, UBT Cluj-Napoca a egalat în sfertul 3, mai apoi a preluat conducerea și a reușit o victorie care menține formația clujeană pe locul 2 al clasamentului. Și la această partidă liderul la puncte marcate a fost ganezo-americanul Al-Haji Mohamed, care a terminat partida cu 31 de puncte și 5 recuperări. De altfel, după această primă etapă a sezonului, acesta este și cel mai bun marcator din Liga Națională cu o medie de 21,31 puncte. Pe locul 3 se află tot un mureșan, conducătorul de joc Goran Martinici, cu 16,36 puncte. După o săptămână de pauză, va debuta partea a doua a sezonului, care se va desfășura tot pe sistemul tur-retur. În prima etapă, BC Mureș va juca pe terenul celor de la Steaua București. Partida este programată pe 20 februarie.